Salutare la toată lumea! În articolul de astăzi vom vorbi despre filtrare și despre mijloacele de filtrare a apei din acvariile noastre. Un acvariu sănătos depinde în mare măsură de menținerea apei curate și de mijloacele prin care noi putem face acest lucru. Decontaminarea și purificarea apei o putem face prin trei mijloace de filtrare. Filtrare biologică, filtrare mecanică și filtrare chimică. Filtrarea biologică se referă la procesul prin care bacteriile descompun amoniacul în nitriți, nitriții în nitrați, nitrați care sunt mai puțin toxici. Pentru ca bacteriile benefice să prospere, avem nevoie de o apă bogată în oxigen, precum și de o suprafață mare la care bacteriile se pot atașa, cum ar fi bureții, sticla sintetizată, piatra pons sau inelele ceramice. Toate acvariile ar trebui să aibă loc pentru o filtrare biologică optimă, o populație foarte mică de pești și un acvariu foarte bine plantat. Iar acest lucru ar putea fi suficient pentru a menține parametrii apei optim și a avea pentru o perioadă foarte lungă de timp un acvariu stabil. Cu toate acestea, în majoritatea acvariilor, filtrarea biologică poate fi o metodă care poate fi combinată cu altele. Filtrarea chimică este un proces prin care aditivii chimici elimină deșeurile dizolvate din apă. Cea mai obișnuită metodă de filtrare chimică este cea cu cărbune activ. Filtrarea mecanică este ceea ce majoritatea oamenilor consideră filtrarea optimă, filtrarea adevărată, care îndepărtează particulele solide din apă. Este important să înțelegem că filtrarea mecanică nu este suficientă, deoarece nu descompune și nu transformă amoniacul în nitriți, nitriții în nitrați. Filtrarea mecanică servește la îndepărtarea deșeurilor plutitoare înainte ca acestea să se dezintegreze în substanțe nocive. Iar pentru a fi benefică, materialul filtrant trebuie curățat sau înlocuit o dată la 2 sau 4 săptămâni. Pe lângă eliminarea substanțelor nocive din apă, filtrarea mecanică ajută la aerarea apei. Pentru a menține un acvariu eficient, un filtru trebuie să recircule prin mediile filtrante de cel puțin 4 ori pe oră apa dintr-un acvariu. Atunci când alegeți un sistem de filtrare, acordați mare atenție spațiului care îl oferă pentru materialul biologic, mecanic sau chimic. Există 8 forme comune de sisteme de filtrare din care puteți alege. Filtrele interne, denumite și filtre de colț, acestea au fost primele filtre folosite în acvaristică. Fiind mult mai puțin utilizate decât în trecut, acestea sunt foarte ieftine și pot fi încărcate cu o varietate de medii filtrante, dar insuficiente pentru acvariile mari. Filtrele interne sunt compacte, se lipesc în interiorul sticlei în acvariu, acestea fiind utile pentru acvarii de 30 de litri sau mai mici. Filtrele interne sunt adesea folosite în acvariile de carantină, deoarece proprietarii nu doresc să investească într-un sistem mult mai complex.
fluxul lor mai puțin puternic face ca filtrele interne să fie utilizate în acvariile de reproducere cu alevii. Unele tipuri necesită un furtun de aer pentru a produce mișcarea necesară deplasării apei prin filtru. Aceste sisteme creează bule de aer care sporesc filtrarea chimică și biologică. Filtrele externe. Canistrele sunt filtre puternice, iar acestea sunt potrivite pentru acvariile medii sau mari, mai mari de 40 de litri. Deoarece filtrele externe sunt poziționate în afara acvariului, acestea pot fi ușor ascunse în spatele sau sub suportul acvariului. Aceste canistre oferă posibilitatea de filtrare mecanică, chimică și biologică foarte bună. Filtrele externe sunt presurizate pentru a forța apa prin mediul de filtrare. Adăugarea de materiale biologice mărește capacitatea de filtrare biologică a filtrului. Filtrele externe sunt foarte bune pentru acvarii de apă sărată sau plantate. Filtrele diatomice. Sistemele diatomice sunt filtre care curăță apa prin îndepărtarea particulelor mici. Funcționează prin pomparea apei printr-un strat de particule foarte fine care curăță apa din acvarii. Filtrele diatomice se pot folosi temporar, atunci când în apă se află în suspensie particule foarte mici, cum ar fi algele diatome. Deoarece filtrul diatomic este folosit în situații speciale, unele filtre standard pot fi echipate cu filtrul de apă din hârtie de 1 micron, astfel încât să poată îndeplini o funcție dublă atunci când este necesar. Filtrele cu pat fluidizat. Aceste filtre pot fi echipate cu material biologic, mecanic sau chimic. Acestea pot fi montate în standul unui acvariu, unde apa este pompată prin ele, apoi în jos, printr-o masă de sichem curigen sau alte medii. Acest filtru cu pat fluidizat poate fi montat în acvariu. Pentru a face un filtru cu pat fluidizat în afara acvariului, montat pe outul filtrului extern, puteți folosi un astfel de filtru de apă, care va fi conectat la filtrul extern, iar în interiorul lui puteți introduce diferite materiale biologice, chimice sau mecanice. Filtrele hang-on. Aceste filtre sunt denumite și filtre suspendate. Filtrele hang-on asigură o filtrare biologică, mecanică și chimică simultan. Aceste filtre pot fi suspendate pe una din părțile laterale ale acvariului sau în spatele acestuia. Sunt filtre care sunt ușor de întreținut și montat. Apa se scurge de jos în sus prin materialul filtrant. Filtrarea chimică este asigurată de un pat plin cu cărbune. Iar pentru filtrare biologică puteți folosi una dintre cele trei metode amintite mai sus. Filtrele burete cu talpă. Filtrul burete cu talpă este atașat la o pompă de aer. Pe măsură ce apa este forțată prin burete, bacteriile vor fi înmulțite și vor stabili o filtrare biologică eficientă. De asemenea, filtrele cu burete asigură filtrare mecanică, deși se înfundă rapid dacă există deșeuri în apă. Sunt excelente pentru acvariile cu pui, deoarece buretele împiedică aspirarea tinerilor pui prin pompă.
Bureții sunt buni pentru un acvariu de carantină, mai ales atunci când este luat dintr-un acvariu gata stabil, care poate oferi rapid acvariului bacterii nitrificatoare. Când filtrele cu burete sunt curățate, este bine să faceți acest lucru folosind apa din acvariu, deoarece apa de la robinet va ucide bacteriile nitrificatoare dezvoltate în burete. Filtrul SAP. Acestea mai sunt denumite și filtre umede sau uscate. Sunt proiectate pentru a expune apa la cât mai mult aer posibil. Acest lucru se realizează permițând apei din acvariu să se scurgă direct peste materialul filtrant. Expunerea la aer și apă favorizează dezvoltarea unor colonii mari de bacterii benefice care descompun deșeurile. Acestea sunt deosebit de populare pentru acvariile de apă sărată, dar devin tot mai populare pentru acvariile de apă dulce. Filtrarea chimică este asigurată prin plasarea mediului chimic în filtru. Cel mai mare dezavantaj este adiția de CO2 care devine inutilă, datorită faptului că există o suprafață mare de apă aerisită. Filtrul de substrat. Din păcate nu am să vă arăt unul. Filtrul de substrat există în acvaristică de foarte mult timp. Acest filtru de substrat folosește un filtru de plăci care se pot instala sub substratul acvariu și o pompă care trage apa din acvariu în jos prin substrat, luând cu el particulele. Cu toate acestea, filtrarea biologică este limitată cu acest sistem, iar filtrarea chimică este inexistentă. Dezavantajele acestui filtru este că se poate bloca foarte repede. Filtrul de substrat este ușor de configurat și este relativ fără întreținere odată ce este pus în funcțiune. Dezavantajul filtrelor de substrat este că se înfundă și nu sunt alegeri tocmai potrivite pentru acvariile plantate. Încheie aici această sumară prezentare despre filtre și filtrare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt. Dacă vizitezi pentru prima dată canalul meu, te poți abona apăsând butonul de abonare. Apăsând clopoțelul din dreapta, vei fi notificat când va apare un nou articol. Poți să-mi dai un like dacă crezi că articolul merită. Ape cât mai limpezi, pe data viitoare. Vă mulțumesc!